cuvinturile despre nutriție. O să vi le citesc, așa cum sunt aici, și o să vă rog să-mi argumentați dacă așa e, de ce, dacă nu e, de ce. Grupa sanguină nu are importanță în slăbire. Așa e? Da, nu are importanță în procesul de scădere în greutate. Acele diete pe grupe de sânge nu au nicio bază științifică, sunt doar considerațiile unui anumit personaj, un american, care a scris o carte și care a fost preluată în diverse puncte ale globului, inclusiv la noi, și transpusă ca atare. Însă nu este o metodă sau o cercetare care să fie acceptată de lumea științifică. Nu există niște argumente științifice serioase și puternice care să-i crediteze acele afirmații. Stresul îngrașă. Așa este? Stresul ne influențează în nenumărate feluri. Pe unii ne îngrașă, pe unii, pe alții îi ajută să scadă în greutate, uneori chiar mai mult decât ar trebui. E vorba de un element extern care intervine în ritmul nostru natural de viață și ne deviază comportamentul într-o direcție sau în alta. Pe unii îi direcționează către mâncatul excesiv. Practic, aceștia caută plăcerea în mâncare, în mod instinctiv. Se duc și mănâncă mult dulce pentru a-și oferi o altă plăcere decât cea pe care nu o au din stresul respectiv. Și atunci ajung să se îngrașe. Aceasta este explicația pentru care stresul. El în sine, practic, noi trăim într-o lume de agenți stresori. Deci nu avem cum să trăim fără. Important este felul cum reacționăm în fața stresului. Pentru că stresul va exista oricând. Iar cei care știu că se orientează către mâncat excesiv, trebuie să încerce să se depărteze de acel stres sau, dacă nu, să încerce să controleze alimentația. Dieta echilibrată îi oferă organismului tot ce are nevoie. Asta este scopul unei alimentații echilibrate, să-i oferă organismului toți nutrienții de care are nevoie, cantitatea de energie optimă. Este dezideratul principal al unei alimentații sănătoase. Cum ne dăm seama că ținem acest tip de dietă echilibrată? Prin modul de a funcționa al organismului. Dacă suntem sănătoși, avem o greutate normală, suntem plini de energie, suntem optimiști, avem performanțe în diverse domenii ale vieții, social, intelectual, fizic, atunci e clar că pe partea de alimentație suntem în limitele normalului. Când începe să scârție ceva și un semn poate fi, de exemplu, oboseala nejustificată sau faptul că am început să acumulăm kilograme sau că nu mai avem randament în diverse domenii, atunci putem să căutăm printre factorii declanșatori și alimentația proastă. Există dietă perfectă pentru fiecare? Da, există, așa cum există câte un loc sub soare pentru fiecare, există și alimentația care se potrivește fiecăruia. Important este să avem capacitatea să o descoperim, pentru că nimeni altcineva nu poate descoperi pentru noi. Medicul sau nutriționistul îți dă doar niște linii directoare, îți dă niște indicații generale care sunt acceptate în medicină și care sunt aplicabile pentru oricine, însă s-ar putea să constați că ție îți fac bine prunele, nu merele, ca fratelui tău, să spunem, sau pentru tine te simți mai bine dacă nu mănânci seara după ora 7. Sau dacă nu combini, nu știu ce să zicem, orez cu ciuperci. Aici constă lucrurile de finețe pe care le descoperim fiecare testând și observând.